Bună ziua tuturor! Mulțumim mult pentru că ați dat curs invitației noastre la conferința de astăzi. Conferința va fi dedicată unui raport privind măsurile care sunt întreprinse pentru a asigura dreptul fiecărui copil la apă și sanitație. Cu siguranță acesta este un drept primordial, fundamental, de care copiii nu pot fi privați. Ori ei merită un mediu de învățare sănătos, care să ofere un acces durabil la surse sigure de alimentare cu apă, instalații și servicii de sanitație și igienă de calitate. Ministerul Educației, împreună cu tot guvernul și cu partenerii de dezvoltare, se preocupă de acest subiect și astăzi vom prezenta care sunt angajamentele deja luate, care urmează a fi valorificate până la final de an și ce urmează să se întâmple și în anul 2024, pentru ca să ne apropiem de o situație când fiecare copil din Republica Moldova are acces la aceste servicii elementare într-o manieră corespunzătoare secolului în care trăim. Pentru anul 2023, din bugetul de stat au fost alocate 25 de milioane de lei în vederea renovării sau creierii blocurilor sanitare în interiorul instituțiilor de învățământ. S-a desfășurat un concurs de selectare a școlilor care ar urma să fie, să beneficieze de aceste resurse. Au fost selectate 25 de instituții care până la finalul acestui an de zile urmează să beneficieze de aceste lucrări de renovare și să asigure accesul copiilor la servicii de calitate. Instituțiile au fost selectate din 14 raioane. Avem o instituție în Anenii Noi, una în Basarabeasca, una în Cătemir, 4 în Căușeni, 3 în Criuleni, una în Dodnușeni, una în Drochea, 2 în Florești, 2 în Glodeni, Orhei, Nisporeni, Sângerei, Strășeni și Ungheni. În același timp, Ministerul a mobilizat și partenerii de dezvoltare în vederea contribuției la rezolvarea acestei probleme și ne bucurăm de suportul generos atât al Băncii Mondiale cât și a UNICEF-ului în vederea rezolvării situației care există de ani de zile pe acest subiect. Respectiv, în acest an, UNICEF-ul va contribui la desfășurarea unor asemenea lucrări în 7 instituții de învățământ care urmează a fi beneficiare până la finalul acestui an, lucrările însumând 4,3 milioane de lei. Cu alte cuvinte, în total, atât din bugetul de stat cât și de la UNICEF, în acest an, 32 de instituții de învățământ își vor vedea facilitățile de apă și sanitație renovate, iar copiii vor putea să beneficieze de servicii adecvate momentului în care ne aflăm cu toții. În anul 2024, planul este să mai alocăm încă 143 de milioane de lei în vederea rezolvării acestei probleme. Ar urma să beneficieze în jur de 118 școli. Aici contribuția va veni în mare parte din partea partenerilor noștri de dezvoltare. Banca Mondială s-a angajat să repare sau să creeze aceste facilități în 18 instituții de învățământ, lucrări totale în valoare de 58 de milioane de lei, iar UNICEF-ul s-a angajat să ne susțină în renovarea, în dotarea a peste 100 de stații, facilități, blocuri igienico-sanitare în instituții de învățământ în valoare totală de 85 de milioane de lei. Deci, cumulativ, vorbim de 118 școli și 143 de milioane care ar urma să fie valorificate în anul 2024. În general, trebuie să spunem că la acest moment încă suntem în procesul de evaluare pe deplin a necesităților care există. Anul ăsta s-a făcut un asemenea efort, au fost identificate circa 178 de instituții unde ar fi fost necesar de intervenit. Din datele de care dispunem la moment, 28 de instituții au fost susținute de către Consiliile Raionale din componenta investițională finanțată de Ministerul Educației pentru a adresa această problemă și 32 de instituții, după cum spuneam, de către Guvern și UNICEF. Deci, în total, ar mai rămâne 118 instituții. Cam atâtea am și planificat anul viitor să fie beneficiare de asemenea proiecte și asta ar trebui, în linii generale, să rezolve la nivelul întregii țări această problemă de lipsă de acces la servicii alimentare de apă și sanitație. În același timp, trebuie să recunoaștem că datele de care dispunem nu sunt neapărat pe deplin veridice, ele au fost colectate prin intermediul direcțiilor
raionale, nu întotdeauna există și deschidere de a recunoaște existența unei probleme într-o instituție sau alta. De asta, până la finalul acestei luni, vom lansa un apel repetat de înscriere, de înregistrare a instituțiilor care vor să beneficieze de suport în renovarea, în crearea facilităților pentru accesul la apă și sanitație, respectiv acele 100 de instituții care urmează a fi finanțate de către UNICEF vor fi identificate până la finalul acestui an în urma unui proces de înscriere online și asta ne va permite inclusiv să avem o mai bună înțelegere a situației reale care există în teritoriu pe acest subiect. De principiu, sumarizând, anul acesta avem 32 de instituții, 29,3 milioane, anul viitor încă 118 instituții cu 143 de milioane care urmează a fi alocate. Totodată vreau să subliniez că Ministerul a creat un grup de coordonare pe acest subiect cu reprezentanții Ministerului Mediului, Ministerului Infrastructurii, organizații pentru dezvoltare și implementarea proiectelor regionale, cu toți partenerii de dezvoltare care desfășoară activități în acest domeniu pentru a ne asigura că nu ne suprapunem, că avem o acțiune și un plan comun de acțiuni, că avem o listă comună de intervenții și știm foarte bine ce se întâmplă mai departe. Cred că acest efort de coordonare este extrem de important. Totodată, ținem să menționăm că anul viitor vom vorbi nu doar despre investiții în infrastructură, pentru că și ele, bineînțeles, că sunt prioritare și foarte importante, dar în același timp vom vorbi și de instruiri, materiale informative, pentru că trebuie să recunoaștem că este nevoie și de asemenea intervenții pentru a ne asigura că acele blocuri sanitare sunt exploatate corect, că este bugetată mentenanța, că copiii cunosc cum să le utilizeze. Deci va exista și acest suport pe partea soft pentru instituțiile care vor beneficia de investițiile în infrastructură, în așa fel încât să nu mai existe situații care se mai întâmplă când ele se construiesc, dar sunt ținute sub cheie. Vom interveni plenar într-o abordare complexă, atât infrastructură, cât și instruiri, suport, asigurarea mentenanței și exploatării corespunzătoare pe viitor. Astea sunt noutățile de la Ministerul Educației pe acest subiect. Unul de altfel foarte important pentru noi, despre care am vorbit dintotdeauna, ori asigurarea acestui drept elementar spune foarte multe despre societate și modul în care ea își gândește prioritățile. Vă mulțumesc dacă sunt întrebări. Doteze cumva toate instituțiile cu blocuri sanitare? Deci, noi, neavând încă o cifră exactă a necesităților care există, îmi vine complicat să zic cu siguranță când vom rezolva pe deplin această problemă, dar în anul 2024, după ce vom avea încă peste 100 de instituții care vor beneficia de suport, putem spune cu certitudine că în marea majoritate, majoritatea absolută a instituțiilor va fi rezolvată această problemă, rămânând, cred că, unele situații complicate, unde nu există, de principiu, apă, sanitație sau canalizare în localitate. Și asta, de altfel, complică foarte mult lucrurile, pentru că să investim într-o singură instituție, într-o localitate unde nu există nici apă, nici canalizare, este și extrem de scump, pe de o parte, pe de altă parte, costurile de exploatare ulterioară vor fi punitive. De asta s-ar putea la finalul anului 2024 să mai rămână anumite instituții, instituții mici, deci cu număr mic de copii, și în localități unde nu există infrastructura de bază pentru întreaga localitate, care să mai necesite intervenții. Acum ne vom axa, în primul rând, pe instituțiile unde există un număr suficient de copii și unde există cel puțin servicii de apă în localitate. Ori asemenea intervenții vor fi cele mai cost-eficiente pentru început, iar cele care sunt cele mai scumpe și complicate le vom lăsa pentru 2025. Ce se va întâmpla cu blocurile sanitare care sunt vechi și se situează de altfel afară? Pentru că copiii continuă să le utilizeze, chiar dacă în instituție pot găsi și un bloc sanitar decent.
De asta și ziceam că partea de intervenție în infrastructură, ea este importantă, dar nu este unica intervenție care trebuie să o facă ministerul. Instruirile comunității, a copiilor, inclusiv a cadrelor didactice, sunt importante pentru a schimba și practicile de utilizare. Ori trebuie să înțelegem că vorbim despre localități în care de principiu nu există blocuri sanitare în interior și nu există o cultură și o obișnuință a utilizării lor, și atunci este necesar de avut și partea asta de instruire și pregătire ca ele să fie exploatate corect și să depășească anumite obișnuințe care există. Ați declarat la începutul anului școlar că avem un deficit de 2000 de cadre. Care este situația acum, în contextul în care deja suntem la finele lunii septembrie? Noi vom cunoaște datele exacte după ce se va încheia procesul de tarificare. El se închide de regulă la 1 octombrie, pentru că până atunci se vor cunoaște exact numărul de copii, numărul de clase și vom putea să avem ultimele date privind deficitul și modul în care anumite instituții de învățământ au rezolvat această problemă. Totodată vom ști mai exact câți dintre pedagogii, absolvenții facultății de pedagogie care au fost repartizați în instituții s-au și prezentat în aceste instituții. De asta zic să așteptăm începutul lunii octombrie pentru a avea o imagine de plină pe acest subiect. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu sunt, noi vă mulțumim foarte mult și vă urăm o zi bună!